Un cetățean italian cu reședința în Ilfov este cercetat penal pentru deținerea ilegală de arme și muniții, dar și pentru contrabandă calificată. Poliția Română a făcut percheziții acasă la un bărbat bănuit de săvârșirea mai multor infracțiuni printre care și deținerea în mod ilegal și a mai multor arme și dispozitive explozive. Bărbatul originar din Italia, în vârstă de 59 de ani, are domiciliul în voluntari. Acesta avea o rețea bine pusă la punct, formată din clienți fideli din țară și de peste hotare, dar și o platformă online unde își promova marfa. În urma verificărilor în casa lui, ofițerii au găsit aproximativ 70 de pistoale, peste 600 de articole pirotehnice și peste 10.000 de cartușe. Toate au fost confiscate, iar pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal.